Bună ziua! Deci sunt Vasile Șarban, secretar de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Sunt președintele Comisiei pentru analiza problemelor invocate de fermieri la protestele din noiembrie 2023. Deci este cunoscut faptul că membrii Comisiei sunt reprezentanți ai diferitor instituții, astfel ca și decizie la ultima ședință, după ceea ce am comunicat și la precedentul briefing. Deci noi ca și minister am avut sarcina să colectăm mai multe informații despre a afla profilul producătorilor agricole aflați în dificultate. Până astăzi am recepționat 121 de agenți economici, deci din partea asociațiilor, care ar avea probleme în realizarea obligațiunilor contractuale cu creditorii. Și când vorbim de creditori, noi vorbim despre băncile comerciale, vorbim despre instituțiile non-bancare și vorbim despre furnizorii de inputuri. Desigur că în acest aspect au mai fost identificați și alți creditori, cum ar fi agenții economici. Am menționat asta și mai înainte la precedentul briefing. Aceste informații vor fi puse la dispoziția creditorilor pentru examinare, dar în continuare, asta rămâne prerogativa acestora, deoarece Ministerul Agriculturii, ca și orice altă entitate, nu poate interveni în relația contractuală dintre doi agenți economici. Iar la următoarea ședință a Comisiei, deci creditorii, cei care vor primi informații despre agenții economici, deci vor veni cu niște soluții clare despre cum putem să intervenim pentru a nu înrăutăți situația producătorilor agricole. Între timp, pentru a oferi o viziune mai amplă despre ceea ce se întâmplă în parte de sud a Republicii Moldova, Ministerul a solicitat direcțiilor agricole raionale pentru a prezenta o informație mai amplă despre numărul de producători agricoli, suprafața afectată de secetă anului 2023, culturile afectate și nivelul de daună a acestora. În acest sens, acumulând datele, deci vom face o analiză și vom veni cu alte soluții. În aceeași ordine de idei, premergător următoarei ședințe a Comisiei, deci împreună cu domnul ministru am efectuat două vizite în teritoriu, unde ne-am întâlnit cu producătorii agricoli din cele mai afectate zone ale Republicii de această secetă. Și vorbim aici de raionul Cahul, care am avut o săptămână trecută, și raionul Căușeni. În acest context, noi ne-am întâlnit cu fermierii, unde am discutat despre nevoile lor, despre posibilitățile ministerului, despre pașii care vor urma ca să diminuăm impactul secetii din anul 2023. I-am anunțat pe producători că vor beneficia și de rambursarea taxei pe valoare adăugată, care ne-a mijlocit, deci în următoarele zile, dar mai exact, deci pe data de 27 va fi aprobat avizul Guvernului, în ședința Guvernului, a inițiativei acestei legislative, după care, pe data de 28, va fi aprobat de către Parlament în două lecturi. Suplimentar, de la începutul lunii decembrie, deci analizăm și deciziile Comisiei pentru situații excepționale, deoarece vrem să identificăm principalele aspecte care sunt prevăzute în aceste decizii, ca să le menținem în continuare și să oferim și să asigurăm producătorii agricoli că ei au o protecție. Din aceste decizii, noi deja am elaborat propuneri de modificare la actele legislative ca să intre într-o normalitate aceste decizii. Deci, și am identificat trei aspecte principale. Prin acestea, deci, noi vom menține licențierea importurilor a unor categorii de cereale. Vom menține coridoarele verzi pentru exportul producției ușor perisabile și vom menține acele supliniri a listei produselor sociale importante. În continuare vom informa agricultorii, dar și opinia publică, despre etapele proceselor decizionale. În acest sens, cam asta a fost de comunicat la ziua de astăzi, deci ulterior vom anunța și vom informa despre procesele care se întâmplă în comisie și despre deciziile comisiei respective. Mulțumesc! Господин Шарман, по поводу работы комиссии, по поводу фермеров, которых вы упомянули, вы упомянули. Я буквально позавчера был еще в одном районе, в Тельнештах, село Нигуэн. Я писал по этому поводу. Там тоже крайне плачевная ситуация. Там просто выбрасывают. Что здесь причем ворбится? Да. Будет ли правительство, министерство,
министерство, вообще государство каким-то образом решать эту проблему и что можно сделать в этом случае? Потому что у них из-за низкой закупочной цены они не окупают ни перевозку, ни уборку, и поэтому урожай просто выбрасывают. Они бы готовы его куда-то или вывезти, или продать. Там все красиво и хорошо, и правильно. Но они его просто выбрасывают, потому что у них нет денег даже на уборку. Каким образом государство может помочь этим людям? Deci în debutul acestui briefing spuneam că voi lua trei întrebări pe tema briefingului. Tema briefingului este comisia. Comisia care ne-a mijlocit se ocupă de examinarea problemelor invocate de fermieri în protestele din noiembrie 2023. Se referă la secetă. Pe partea aceasta, la altă, noi avem tot cadrul normativ care reglementează și activitatea agentului economic, reglementează și faptul de creare a asociațiilor, asociații pe profil, vorbim de legea 257. Deci, întotdeauna, când se face ceva, se face cu planificare. Și nu vreau să dau lecție aici, Doamne ferește. Vreau să fiu înțeles corect. Atunci când plantez, însemânțez, știi unde vinzi, cu cât vinzi și ce venit vei avea din acesta. Dar situațiile pot fi diferite, cum sunt intemperiile. Deci intemperiile nu pot fi prevăzute de om ca atare, ca să știi câtă pierdere cam vei avea, ce și cum vei putea să acționezi. De aceea noi și-am creat această comisie ca să intervenim acolo unde omul nu are posibilitatea să diminueze impactul acesta. Asta este răspunsul meu. Deci e șansă că de nihocere se-o dăidot. Nu. Dacă e vorba despre ceea ce am vorbit, da, eu cred că va ajunge mesajul și va fi înțeles corect. E și un moment, tot casează că cras tech samăr fermerov, care protestovali совсем pozavčera, вчера или точно они анонсировали новое обращение к министерству по поводу решения КЧС, которое в связи с тем, что будет отменено чрезвычайное положение, тоже, скорее всего, будет аннулировано. Комиссия тоже каким-то образом будет влиять вот на урегулирование этого вопроса? Deci, mulțumesc pentru întrebare și pentru prima, cer scuze că n-am mulțumit din start. Eu am menționat, deci noi de la începutul lunii decembrie am examinat toate deciziile Comisiei Situații Excepționale, am identificat cele mai importante decizii care ne-au mijlocit pot afecta, în cazul că nu vor fi prelungite, deci pot afecta activitatea producătorului agricol, care pentru noi este foarte important. Și printre aceste decizii noi am identificat inclusiv licențierea importurilor unor categorii de cereale, care va fi transformată sau transpusă ca și prevedere într-un act legislativ existent. Deci chiar dacă comisia își va încheia activitatea, ea va rămâne în vigoare de la 1 ianuarie și comisia respectivă, care tot eu sunt președinte, deci ea va funcționa și vom acorda licențe în dependență de necesitate și corespundere la criteriile respective. Da, mersi mult!